Dumnezeu să-L înviteze și după această ceamnă, dorim să-L proslăvim pe Dumnezeu. Dorim să-L glorificăm pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu mare, un Dumnezeu plin de bunătate, dar să-L uităm că în același timp este și un Dumnezeu care ne poate pedepsi. Dacă nu stăm de Dumnezeu, dacă nu facem voia lui Dumnezeu și dacă nu ascultăm de glasul lui Dumnezeu, Domnul să ne binecuvânteze. Cuvântul Domnului, El, Psalmul 23, spune, Domnul este păstorul meu. Și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că Domnul este păstorul nostru. Oare câți din noi, în zilele acestea, ne imaginăm și ne gândim că Domnul este păstorul nostru. Realizăm că Dumnezeu este mântuitorul nostru, că Dumnezeu este salvatorul nostru. Și Dumnezeu să ne gândească, dacă Domnul este păstorul nostru, haideți să-L căutăm cu toată inima, din toată inima să-L căutăm pe Dumnezeu, pe mântuitorul nostru și pe păstorul nostru. El mă paște într-o șurubești și mă duce la ape de odihnă. Numai Dumnezeu te poate duce într-un loc unde este liniște, unde este bucurie, unde este înfiere. Numai Dumnezeu este Cel care poate să se reducă. Vrăjmașul caută să se reducă în locuri care sunt plăceri de o clipă, bucurii pământești, bucurii firești, locuri neîngătuite din partea lui Dumnezeu. Vrăjmașul caută bucuriile acestea să le petrești de o clipă, să se pară că sunt bucurii. Dar Dumnezeu ne învață și spune în seara aceasta, Dumnezeu te duce la ape de odihnă, Dumnezeu te duce la locuri unde să scapi bucuria, unde să ai înviere, unde să ai binecuvântare și Domnul să ne viuteze. Îți înviorează sufletul, îți înviorează sufletul atunci când ești trudit, când ești împovărat, când ești apăsat, când ești greunat, Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, îți înviorează sufletul. În locuri ca acestea, Dumnezeu ne poate înviora sufletul, Dumnezeu ne poate da iarăși din nou bucuria inimii, poate produce bucuria din inima noastră. Suntem ofriți, suntem, așa cum am amintit, trudiți, dar Dumnezeu, în parerea aceasta, ne poate da iarăși bucuria inimii și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Chiar dacă ar fi să umbli prin valea umbrei morții, chiar dacă să fii să umbli prin suferințe, prin necazuri, prin lipsuri, prin greutăți, dar Dumnezeu să ne uităm că Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu noi și Dumnezeu ne dă putere să ne ridicăm iarăși de nou. Atunci când cădem, Dumnezeu este Cel care ne dă putere să ne ridicăm. Prietenii, cunoștințele, aș vrea să vă spun că, aparent, ne gândim noi că ne ajută, dar să știți că nu. Dumnezeu este Cel care te ridică, Dumnezeu este Cel care îți dă mântuire. De asta trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu și să spunem, Doamne, Tu ești prietenul meu cel mai bun și drag, în Tine mă încred. Și în Dumnezeu trebuie să ne credem în zilele acestea și în timpul acesta. Domnul să ne teze, nu mă tem de niciun rău, că și Tu ești cu mine. Să nu ne temem de niciun rău, chiar dacă vrăjmașul căuta să ne nimicească, să ne tulbure, să ne amărască. Dar Dumnezeu este Cel care spune în dimineața aceasta să nu vă teme, să nu ne temem, pentru că Dumnezeu este cu noi. Dorim din toată inima să ne ridicăm pe picioare și să aducem rugăciune de mulțumire la adresa lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, îți mulțumesc că ești mai ajutat în seara aceasta, după anul aceasta, să ajung într-un loc ca acesta. Îți mulțumesc din toată inima, pentru că aș vrea să vă spun că mulți ar dori să ajungă într-un loc ca acesta, dar din cauza vrăjmașului, pentru că caută să aducă mintea lor multe gânduri și le spune că e bine să stai și acasă, e bine să stai și acasă, ce atâta adunare, ce atâta rugăciune. Dar Dumnezeu, îi mulțumim Dumnezeu după anul aceasta să spună, Doamne, îți mulțumesc că ești mai luminat, mi-ai dat înțelepciune din înțelepciunea Ta și mi-ai ajutat să ajung într-un loc acesta să mă bucur cu frații în prezența Ta. Domnul să ne vedeze. Haideți să încoșeați să-ți mulțumim Dumnezeu și să spune, Doamne, binecuvântează după anul aceasta, lucrează Tu în mod deosebit și Dumnezeu este Cel care va lucra după anul aceasta. Amin.